Salut! Numele meu este Andreea Chelsoi și începând de astăzi voi fi insiderul vostru în cadrul festivalului Awake. Sunt voluntar la eMagic și vreau ca împreună cu voi să descoperim despre ce e vorba în festival, unde se va întâmpla, ce experiențe vom avea acolo. Și mergem să căutăm Je Bistro, unde vrem să bem o cafea Awake și să vedem puțin orașul pe drum. Sunt cu Bogdana. Hi. Care este Communication Executive. Și ce înseamnă asta cu adevărat? Păi înseamnă că mă ocup ca toată lumea să știe despre Awake și cât de fain este. Îți place? Foarte tare. De câte ori ai mai venit în Târgu Mureș până acum? Este a doua vizită și sunt foarte încântată de tot ce e în orașul acesta. Ce avem în programul zilei de azi? În primul rând, ne bem cafeluța de dimineață. Eu am un super cappuccino cu brăduț și Bogdana bea... Am cafeaua casei. Astăzi vom merge la Castelul Telechi, unde vom avea un picnic. Cu prietenii din Târgu Mureș. Și de asemenea o să-l cunoaștem și pe Contele Telechi. Da, o să-l cunoaștem pe Conte? Da. Cum crezi că o să fie Contele? Chiar nu am idee, dar sunt convinsă că o să fie o experiență interesantă. Castelul Telechi împreună cu Claudiu, care este un blogger de călătorii. Da. Din Târgu Mureș. Da, Târgu Mureș. Care este rolul tău aici, în festivalul Awake? Presidente în echipa locală. M-am cooptat Corea acum ceva luni. Mă rog, ne-am vorbit foarte mult de festivalul ăsta. Așa, ne imaginam noi cum ar fi să facem noi să fie Mureș cool la nivel de evenimente culturale. În septembrie? Da, și în septembrie, până la sfârșitul verii. De obicei, la noi vara ține foarte mult în Târgu Mureș. Și na, ce se întâmplă lucruri și asta e bine. Și are foarte mult potențial Mureșul. Mijloacele sunt și sunt și oamenii, avem și locațiile. Pornim într-un tur al zonei de festival, ținut de Horia Grigoraș, unul dintre cei care au venit cu ideea ca acest festival să aibă loc la Gornești. Jingo Biloba, acest copac trebuie să aibă între 160 și 180 de ani. Vedeți partea superioară. Eu nu știam de locul ăsta până acum, dar chiar e foarte fain. Și acum când am intrat, e prima oară când vin, dar intrarea e foarte genială. Da, e spectaculos. Da, e foarte fain. Hai să mergem în castel. Într-un castel din Germania, de exemplu. Chiar dacă este numai la 19 km de Târgu Mureș această locație, până acum nu am știut că este chiar așa de frumos. Deci este un prima loc... Da, este prima dată când vin. Nu poți acum? Postam pe Ultim Mureș, că eu sunt și din partea Ultim Mureș aici. Ultim Mureș, partenerul media. Da, exact. Suntem la Castelul Telechi împreună cu Dobix, unul dintre artiștii care își va etala competențele muzicale.
și tu ești chiar în Târgu Mureș. Da. Cum ți se pare că o să aveți festivalul ăsta? Eu sincer abia aștept. E ceva ce Mureșul n-a avut de mult timp. Și cred că o să renască un pic. E cineva pe care vrei tu să vezi? Modstep, Reggae Moment. Sunt curios ce sound are față de radio. De la prima dată când s-a anunțat cine ar fi să vină, eram destul de sigur că vreau să vin. Și apoi line-up a devenit din ce în ce mai bun și eram cu atât mai sigur că vreau. Și acum, știu că tu ești unul din oamenii care au propus să fie un festival. Okay. Ești? Da. Da? Tu ai venit cu ideea? Da. Și câți ani ai insistat la Imagic să vină? 2 ani jumate sau 3, să zicem. Care a fost strategia ta? Și simplu l-am scris. După aia cum ai insistat? L-am scris până când am acceptat să vină să vadă locația. Și a fost așa love at first sight? Da, sau? Pe locația asta, da. Super tare. Știu câte ani? 25. Felicitări! Mersi! Ți-ai adus un festival la tine în oraș. Da, ceva de genul. Și ce părere au prietenii tăi despre asta? Încă nu. Încă nu știu, sau... O să știi acum. Deci pentru toți prietenii lui Horia, el este responsabil pentru inventarea acestui festival. Crezi că o să devii mare organizator de festivalul? Măi, ar fi frumos. Sperăm să creștem festivalul ăsta și ajungem în 20-30 de ani să facem 20-30 de ani? Păi atunci o să ai 52. Pentru o viață sănătoasă, recomandăm consumul moderat de bere. Vă știu mai bine ce-l Târgu Mureș. Thank you.